Republica Moldova se teme că ar putea fi următoarea victimă a lui Vladimir Putin. Rușii au atacat baze militare din Odessa, iar sunetul explozilor a ajuns până la Chișinău. În fața armatei ruse, vecinii moldoveni nu au nicio apărare. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că a decis să ceară aprobarea Parlamentului pentru declararea stării de urgență după ședința Consiliului Suprem de Securitate în legătură cu situația din Ucraina. Da, automat. Asta am înțeles și eu. Nu le am prea mult cu politică, cu chestiile astea de apartenență, dar vă spun că este în risc foarte mare Moldova. Moldova deja este cât un 60-70%, părerea mea personală e că este implicată în sistemul ăsta de autoapărare, făcând parte și un pic din Rusia, fiind la confine cu Rusia, deci este foarte riscant pentru Moldova. Republica Moldova este în stare de alertă teroristă și a închis spațiul aerian de teamă că avioanele civile ar putea cădea victime războiului din Ucraina vecină. Toate cursele programate pentru astăzi au aterizat pe aeroportul din România. Cu rușii chiar în coasta lor, în regiunea separatistă Transnistria, vecinii Moldovei se tem că ar putea fi următoarea țintă. Dumnezeu știe. Ce să știm, mamă, ce să zic? Eu chiar nici nu știu, că și eu dacă sunt singură, mă uit la televizor și văd așa, dar nu știu nimic, mamă. Sperăm că să nu fie. Sperăm să se înțeleagă pe calea lor diplomatică. Ce să... E urât. E urât. Sperăm să găsească soluția cea mai bună și Dumnezeu să ne ajute. Transnistria, teritoriul separatist aflat la est de Republica Moldova, este instrumentul de șantaj al lui Vladimir Putin. Kremlinul are acolo în jur de 2000 de militari și un depozit cu 20.000 de tone de armament. Regiunea de 5.000 de kilometri pătrați, cu o populație cam cât a unui județ din România, este o gaură neagră, o spălătorie de bani și un spațiu al traficului de persoane. În fața unei eventuale agresiuni ruse, Moldova este extrem de vulnerabilă. Militarii ruși dislocați în Transnistria ar putea ajunge la Prut în 24 de ore fără a întâmpina nicio rezistență.